Ceaușescu, înainte de decembrie, a fost la Moscova. A stat de vorbă cu Gorbaciov, a venit în țară și a chemat comitetul executiv și dumne, moare Gorbaciov. Și moare Gorbaciov. Ce a spus? Moare Gorbaciov. Păi cum v-ați dat seama? Dumne, a stat cu el de vorbă, mi-a dat mâna și mi-a spus, Nicule, ne vedem pentru ultima oară. Sau a fost o glumă pentru care am avut discuții, mai zice că doamna intră la un magazin și dați-mi un sutien. Se poate sutien la corpul noastră? Dom'le, dați-mi un furou. Nu se poartă, domnule, furou pe căldura asta. Dom'le, dați-mi niște chiloți. Se poate, domnule? Se poate. Se poate, ne aduceți toate verințe că lucrați pe schelă. Sau filmam cu draga Olteanu seria a doua de la Chirița și a venit supărat de la filmare, zic, ce ai de vreo? Dumnezeu, ce au și mi-a făcut Naia Lăzărescu? Ce, dragă? Dumnezeu, a jucat la Cluj, a ieșit pe scenă și a spus publicul că eu n-am fost așa de grasă, că eu am fost slabă. Și acum, dacă m-am îngrășat, am intrat la un magazin de sport la București și i-am spus fetii care vindea, auzi, dragă, dă-mi e sutienul ăla. Ce, nu, doamnă, sunt corturi. Spunea că veneam zilele trecute dinspre Săptica și opresc mașina pe acolo, pe câmp, și era o cetățean pe câmp, era, trecea cu coasa pe acolo și de asta cu privatizare, era să trecă la fărețe. Apare cu obicei, oare, băi, oare, bă, ce vreme, băi, oare, ți-a murit soacra, oi, ți-a murit soacra. Ce, lasă, bă, pe munca și până mă distracția. Pâmbeciuri, că mai jos de atâta, erau bine plătiți, dar muncă nenormată. Manicuriști îți brindeau degetele în ușe, îți lucrau unghie cu unghie. Hai dă că greu! La noi lumea țipă, securiști din mină. De ce mină? Să-i bage pe taxiuri. Ăștia sunt singurii care poate să te ducă acasă fără să le dai adresa. Și omul ca omul, mai bea un șpriz, nu? Mai... și uită unde stă. Da, vă zic, asta-i viața, dom'le, asta-i viața. Ce să mai vorbim? Toate trec, uite, Lenin s-a dus, securitatea s-a dus, cenzura, unii zic că s-a dus, alții că, uite, lui Romica Puceanu, nu-i dă voie să cânte Gropare deschide mormântul. Dă frică să nu iasă strigorul din Carpați. Unii zic că românul e născut poet. Aiurea, românul e născut politician. La cozi, în troleibuze, în tramvaie, peste tot se discută politică. În interiorul aceiași familii, nevasta ține cu liberalii, ăsta, bărbatul ține cu FSN-ul, ea intră în grevă, nu-i mai gătește. El preferă să fie grevă japoneză, adică să mănânce cu banderola la mână. Ea trece la represalii, se închide în dormitor și pune un afiș pe ușe. Cât timp ești în FSN-ul, nu mai calci în patul meu. Și asta. Greu, neică, greu, vă spun eu. Discuții în familie, copiii și ei vor să-și pună singur notele în catalog. Grevă la universitate să le dea diplomă la toți. De asta e, la nepotul meu în clasă a intrat învățătorul să le dea o dictare și a început să strige cu toți, jos cu dictatorul, jos cu dictatorul! Televiziunea e liberă, asta e bine, sor mea așa l-a găsit pe cumnată meu. El știa în delegație la Brașov și el demonstra cu una în piața palatului. A văzut acolo, mă. Tot felul de partide, de toate culorile, de toate direcțiile, de stânga, de dreapta, de centru, de, mă rog, mai blonde, mai brunete, așa, au și ei două, și frontul ăla romilor, și bravo lor, foarte bine, fiecare cu părerea lui, nu? Totul e să fie dracului liniște. Când veneam în comă, a oprit o doamnă de aia cu fuste multe, mai zmoală, așa, mai... Mâncă-te și ochii matale! Dacă tu te duci acolo la spectacol, zici și de noi. Peste tot se pomenește de cetățenii români, maghiari, germani și de alte naționalități. Care alte naționalități? Ce ele n-are nume? Că și noi am răbdat, ne-a ținut dictatura în întuneric, de-aia ieșim noi așa negri.
Ar mama lui a drag. Ce mâncați așa ochii, că înainte nu puteam să prestăm niciun ghicid de calitate. Ce se vezi în nechezul? Trecutul lumea îl știa, prezentul era daur și viitorul luminos. Acu e altă viață, îi găsești o cafea pe piață, poți să-i prestezi un ghicid de calitate, mâncați așa ochii, veniți la mine o pereche să le ghicesc, le-am spus că le cade bucurie în casă și au plecat plângând că avea fiecare... Zice, cu Bobi n-am dat, să nu se zică că m-am dat cu Bobu. Aole, ce moacă avea când îl vedeam la tembelizor, parcă aveam datorii, nu ca miniștri ăștia noi, tinerei, frumușei, e o plăcere să te uiți la ei, că-i ziceam și lui sormea, firu, firea dracu, ia uite ce prim-ministru ne-a adus nouă Moș Crăciun și îl mai cheamă și Roman, mâncă-i așa ochii lui de la... Acum, eu v-am spus ce m-a rugat, ea, mă rog, ea m-a rugat mai multe, că au făcut și ei o platformă la orice partid în care cer și ei niște, de pildă, pensia să fie plătită între 16 și 65 de ani, când are omul ce să facă cu banii. Hoții de buzunare să aibă abonament gratuit pe tramvaie. În scopul efectuării unor tranzacții corecte în valută cu partenerii externi, fiecare bișnițar să aibă afectat pe lângă el un translator plătit de stat. Furtul de găini să fie scos de sub incidența Ministerului Justiției și trecut la Ministerul Sporturilor, deoarece aici trebuie să știi să sar gardul și mai ales trebuie să știi să fugi. La distribuirea ajutoarelor primite din străinătate să fie încadrați numai recidiviști. Închisoarea să fie socotită vechime în câmpul muncii și codul penal să fie scos în afara legii. Adică fiecare om cu platforma lui foarte frumos, putem să ținem cu cine vrem, ziare, ce să mai are omul la toaletă acu, ziare de toate culorile, de toate, n-au copiii caiete, dar avem ziare, dom'le, 1111 titluri de ziare în țară, nu s-a mai publicat de mult un Sadoveanu, un Eminescu, un Goga, nu-i hârtie, avem ziare, dom'le, sunt foarte, nu găsești hârtie igienică, cu cine ții? Păi cu aia, păi iei ziarul și îl folosești la, nu? Altă vede nivelul, doamne, democrație!